Grazie, Amando. Lorenzo, tu noi intri in bagaglio. Amando, tu mi sei cagata. Hai come una saturata, voi cade in mere poturețe. Ne vedem pe pârtie. Sunt tot ce sănătoase. Să vedem dați picioarele pe acolo. Mă așteptați că vin. Vine, pa! A fost rezervare făcută, cale bătută. Vă pupăm. L-am rezervat și tren. Așa să mă așteptați. L-am rezervat și de toate alea, Sfântă Paraschim. Cu cine e dragă Cristina Spătar în poza asta? Dragă! Scuze. Hai să facem și noi niște frumoase emisiuni. Nu știu, dar o mușcă de deget, bă, băiatul. Păi da, mi-a făcut să manicura, mă. Cu inelul. Da, bravo. Vrea să-i fură inelul ca Antonio mie. Da, sau vrea să-i arate că sunt bune fațetele sau ceva. Cristina Spătar! Bine v-am găsit! Iubito, da. Degetul cu inelul. Am asortat cu pernele voastre azi. Da, cu pernuțele voastre. Și ele cu tine. Da. Zi-mi, degetul cu inelul. Cuprinde cu inelul de căsătorir? Nu, nu e de căsătorir, dar nu ne căsătorim. Nu păi vreau cu căsătorie. Nu vrei tu sau nu vrei el? El zice că da, dar eu zic că... Păi dacă vine într-un genunche și se așează într-un genunche cu inelul în mână, în genunchi, da... Nu suntem pregătiți pentru așa ceva. Avem doar 4 ani jumate împreună, așa că mai avem de parcurs timp. Da, încă vreo 20 după 5 ani. Încă vreo 20, da, peste vreo 20. 4 ani jumate și încă lumea de se când suntem împreună. Vede împreună. Pentru da. Că voi ați pus o poză pe Instagram da. Și a explodat toată presa. Da, nu prea postăm, adică eu nu vreau să postez. În schimb, în seara de Revelion eram foarte entuziasmați, da, fericiți. Am trecut de anul ăsta. Da, am trecut cu bine, suntem sănătoși și am pus o fotografie. Și de la asta, wow. Asta dă-te mușcat de deget? Da. Dar spune-te, ce i-a făcut să explodeze după 4 ani jumate? Că toți știam că eu am făcut și piesă în care el a fost inclus. Ai venit cu ea la noi, ne-ai spus, ăsta e iubitul meu. Nu știu, probabil acum l-au văzut mai bine, l-au remarcat. Nu știu ce să zic. Sau poate n-au crezut în relația sau ta atunci. Sau poate n-au crezut, da, în relație, cine știe. Dar uite că a trecut timpul. Dar voi pe stradă vă ascundeți? Nu, mă, nu ne ascundem, nu. Noi am avut adică și business-ul acela împreună, am avut afacerea împreună. Adică ieșim la mall, merge când se mergea. Ieșim în parc cu copii, ieșim la mall, la film, când era la cinematograf, la orice, eram tot timpul împreună. Adică dacă voiau paparații, vă prindeau. Locuim împreună, la magazin, la cumpărături, peste tot suntem împreună. Cum se înțelege cu copiii? Se înțelege fine. Dacă diferența de vârstă e comentată în raport cu mine, în raport cu ei e foarte ok, pentru că se joacă cu ei, face lecții cu ei, are răbdare, chiar își face timp. Iar copiii țin foarte mult la el și s-au atașat, știi? Și contează foarte mult. Contează foarte mult. Cel mai mult. Ei sunt prioritatea mea. Deși lumea zice că prioritatea ta ești și tu, pentru că arăți într-un mare fel. De unde? Asta vorbeam cu fetele în culise. În pandemia asta am gătit și am experimentat și m-am îngrășat și am făcut și celulită. Și trebuie să intrăm în saloane și așa mai departe, în sală de sport. Dar ce să fac? Eu gătesc. Dacă ei nu mănâncă tot, îmi pare rău. Trebuie să mănânc eu tot. Eu fac oale de mâncare, că așa m-am obișnuit să gătesc în cantități mai mari. Și ei mănâncă foarte puțin. A doua zi vor altceva și altceva. Seara mamii fă-ne clătite și n-ai cum să reziști să nu mănânci și tu o clătită, să o guști, să vezi, e dulce, nu e dulce, e bună. Și uite, așa am pus vreo 4, am mai dat 2 și oscilez, ba 2, ba 3. Te-ai apucat deja ne de chinuim. Sport, da, ieri am fost în parc și am alergat. Ei cu trotinetele și eu am alergat. Și Albert tot timpul se întorcea în spate. Mami, mai poți? Mami, mai poți? El își face griji. Pentru mine e foarte preocupat să-mi fie bine. Albert are 11 ani, băia mare. Și Aida face 9 ani în aprilie acum. Mersi, trece timpul, trece timpul. Chiar dacă îmbătrânim, îmbătrânim cu folos. Și îmbătrânim frumos. Și frumos, da, asta cu copii. Da, așa e.
Spuneam că arăți foarte bine și nu spuneam degeaba. Lumea chiar comentează în legătură cu asta. Că te-ai fi operat, că ți-ai fi făcut cine știe ce. Ai operat și eu ca om, una, că trebuie să... Dar ai o rutină zilnică? Nu poți să te duci toată ziua la estetician? Nu, dimpotrivă. Eu uit să mă dau și cu crema mea de față ziua. Rutina mea zilnică, în afară faptului că mă ocup foarte mult de copii și casa are o scară, tot urc și cobor, de multe ori mă tor picioarele cât urc scările alea și cobor, mă apucă unul noaptea tot călcând și făcând, mereu găsesc ceva de făcut, nu mai am bonă de mult timp și singură le fac pe toate și cred că asta e ceea ce mă ține pe mine în priză, dacă vrei. Și în rest nu fac nimic. Dacă merg la o emisiune și mă machiez, imediat ajung acasă și îmi dau jos farbul. Deci asta ar fi un secret. Nu stau machiată. Simplu, îmi fac o codiță și mă pun la treabă. Deci faptul că fac treabă în casă și mă ocup de copii, cred că chestia asta mă ține pe mine în priză. Ai spus într-un interviu că și dragostea făcută la timp te ajută. Dragostea. Și când iubești și ești iubită, cred că asta îți dă o stare de bine și... Într-adevăr, te face să fii în formă, ca să zic așa. Care este secretul iubirii de lungă durată după capul tău? După mintea mea, cred că nu există o rețetă. Cred că la fiecare dintre noi diferă. În cazul de față, eu mă gândesc foarte mult la zodii și citesc despre asta și mă pasionează. Și uite, ele vărsători, eu sunt gemeni. Și chiar ne înțelegem foarte, foarte bine. Se spune că e o compatibilitate extrem de mare. Așa este. Uneori simt că parcă ne cunoaștem de o viață și în altă viață parcă am fost un cuplu sudat, căsătorit. Am fost familie, așa cred. Bine, ne mai certăm și noi, îți dai seama, ne mai contrazice. De la ce? De la toate. Dar el e un om destul de inteligent, zic eu, și de matur pentru vârsta lui. Și cine dă primul înapoi și își cere scuze? Amândoi. Da? Amândoi, da. Oricum, eu sunt calmă și permisivă și așa mai departe. Dar și el e foarte vine. Dacă sunt supărată și azi dimineața, venim, m-a gâdilat. Adică ai permis-o unele mult foarte mai rele decât astea. Adică, cum? Zic, ai permis-o altele mult mai rele la viața ta. Astea sunt... Da, mai trăim și în compromis uneori atunci când e vorba de... Da, dar zic, astea cu niște ciondănel deja astea le iei în joacă. Nu, deci chiar ne înțelegem, mulțumesc Dumnezeu, foarte bine. M-aș ierta vreodată foarte rău în acești 4 ani și jumătate să spui, domne, gata, vreau să ne despărțim? Eu mereu am zis, gata, ne despărțim. Ne certam. Existau discuții atunci când exista acea firmă și de la business-ul ăsta, el avea o viziune și o alta. El îl vroia produse ieftine și multe și la grămadă. Eu ziceam de astea scumpe și de lux să fac. El spunea că trebuie să mă adresez unei categorii de public, eu ziceam altceva. Cred că de la chestii de astea ne certam, ne contraziceam, dar mai mult de atât nu am avut chestii wow. Mă însoțește, la cântări, stă cu mine la butoane, la concerte, e peste tot. Adică chiar mi-a fost acum cântări alături. Nu mai sunt. Nu, acum nu. Dar zi-mi, te întreba Bursucu mai devreme, firma mai e? Nu, firma am închis atelierul. Când a venit pandemia am închis atelierul. N-am deci avut nu încotro. Mai puteți lucra împreună. Da. Și el și-a găsit ceva în domeniul IT pentru că chiar se pricepe. Și eu mă ocup de copii și asta mai bine, este deocamdată. E mai bine în relație, e mai bună relația voastră de când nu mai lucrați împreună? Bă, cred că da. Era fain și atunci, pentru că petreceam foarte mult timp și la birou și acasă și ne făcea plăcere. Ne făcusem așa un program. Cam mult timp petrecut împreună. Nu e adevărat. Niciodată nu ne-am plictisit, ca să zic așa, unul de celălalt. Pe cuvânt, dacă nu... Nu, sunt foarte mulți oameni care vin și spun, domne, veneam cu problemele de la muncă acasă. Nu, eu de-abia aștept să vin acasă, să-i expun ceea ce avem, ce planuri am eu, ce idei îmi vin mie peste zi și așa mai departe. Îmi lipsește perioada când pleacă de acasă. Știi ce ne spui tu? Că, de fapt, secretul despre care n-ai vrut să vorbești ceva mai devreme ar consta în faptul că el îți este și prieten, și tată, exact. Și frate, exact. Și exact. Confident, și iubit, și toate alea. Așa este, așa este. Și mă bucur că există o strânsă prietenie între el și copii. Albert, de câte ori am zis, gata, zic, nu mai, sunt supărată pe el, zic, nu mai, am terminat. Nu, mami, nu, să nu faci chestia asta. Deci, ei sunt foarte atașați de el. Crezi că dacă s-ar întâmpla vreodată să vă certați foarte rău, te-ar dărâma? Sincer, sunt foarte...
foarte pregătită, pentru că nu mai am așteptări, nu mă gândesc, am început să nu mă mai gândesc la viitor, că întotdeauna, de ce mi-a fost frică, de aia n-am scăpat, apropo și de moartea mamei mele, când eram copil, tot timpul mi era teamă să nu o pierd, am divinizat-o. Și uite, până la urmă am pierdut-o, așa și cu fostul soț, cu căsnicia, da? Vedeam cupluri care se despart, vedeam pe toată lumea și ziceam, uite, ăștia se despart, știi? Și mi-era teamă, trăiam cu teama asta să nu ne despărțim. Până la urmă ne-am despărțit. De asta nu mai fac planuri, de asta nu am așteptări. Ai o teamă de abandon? Gânduri, un milion, ca fiecare. Ai o teamă de a fi abandonată? Probabil, întrebam psihologul și se crede că de când nu mai e mama mea alături de mine, de atunci am rămas cu treaba asta. Golul ăsta. Uite, zici deșteaptă. Da, așa este. Așa este. Nu-mi place să fiu singură. Mereu îmi zice Aida, cea mică, mami, eu n-am să te părăsesc niciodată. Când îmi zice așa și când mă strânge așa de tare în brațe, ea a simțit treaba asta și mereu îmi spune, eu n-am să te părăsesc niciodată. Și vine Albert repede și zice, nici o mami, nu? Da. Ei. Să trecem și la, și la capitolul muzical. Da. La capitolul muzical, azi am venit în fața voastră cu piesa despre care tocmai vorbeam. În curând sper să intru în studio să înregistrez ceva nou ca toată lumea și să revenim cu muzică nouă. Azi te resimți financiar rău? Știi ce am făcut? Am avut inspirația, dacă vrei, să-mi vând la timpul potrivit parte din bijuterii, că mai am. Așa, și chestia asta m-a ajutat, plus că noi beneficiem artiștii de o indemnizație care pe mulți dintre noi ne ajută. Deci chestia asta m-a ajutat foarte mult, foarte mult. Și eu cred că copiilor mei nu le lipsește absolut nimic, absolut nimic. Ai face orice? Pentru ei? Pentru ei. Ce crezi că aș sta cu un diamant de 6 carate pe mână și ei lor să le lipsească ceva? Niciodată. Am zis nu, fără nimic. Ei, pentru ei aș face totul, absolut totul. Te-a durut sufletul când ți-ai vândut bijuteriile? Ei, îți pare rău, dar după aia îți trece repede, ce? Nu, mi-am păstrat așa câte puține, câteva, să mai port așa când vin, uite, pe la emisiuni și așa mai departe și în rest nu țin neapărat la lucrurile astea. Noi, gemenii, iubim foarte mult bijuteriile, dar sunt sigură că viața o să-mi ofere posibilitatea să mi le cumpăr din nou, dacă nu le-i primi cadou. Exact, iubitule. O să fie și da, noi. Da, da. Cine sunt fetele pe care noi le vedem? Sunt fetele mele care au rămas lângă mine și în perioada pandemiei am ținut legătura. Chiar sunt niște fete deosebite și le mulțumesc și cu ocazia asta. Păi hai să mergem să cântăm. Hai să cântăm și să dansăm. Și să dansăm și să ne simtem bine. Da, vă mulțumesc fericim de invitație. Mulțumesc pentru foarte drăguțe pe care ni le-ai zis și mai ales pentru faptul că ai adus un pic de speranță și în viața ta și într-a noastră. Da, mulțumesc.